Salut, stupare din Republica Moldova și din România. Suntem astăzi duminică, 29 septembrie 2019. După cum știți, cei ce vizionează canalul meu de YouTube, ieri am făcut un tratament împotriva carianului Varova. L-am făcut cu varachet forte, prin fumegații. Vreau să spun că prin stupi larvar practic nu se mai vede. Dacă mai găsim doar ouă și puiet căpășit la ieșire și acela puțin. Pe o ramă, două, maxim trei, dar puțin de acum. Și se vede că albinele nu iau în creștere puietul. Adică matca mai pontează, măcile mai pontează, dar larvar nu am găsit. Unde am îmblat zilele trecute, nu am găsit nicăieri larvar. Și acum, pentru că am prezentat din primăvară, am spus că am folosit rame oarbe, dar nu am folosit la toți stupii, vreau să arăt. La stupii care am folosit rama oarbă, am pus așa câte o pioneză. Uite, aici nu-i. Aici este. Aici nu-i. Aici nu-i. Aici este. Dincoace este. Uite aici. Și am zis să fac... Să fac astăzi după o zi de tratament, să fac o testare, să văd care e diferența între stupii la care am avut rama oarbă și la stupii care nu am folosit rama oarbă în decursul tot sezonul activ. Și acum vreau să văd și eu ce păduchi au căzut, dar vreau să spun păduchi la albine sunt. Fără dâns și nu este posibil. Și uiteam să iau stupul ăsta. Dau mai aproape. Am să verific stupul ăsta care a avut ramă oarbă. Are pioneza aici. Să văd chiar câți acariani au căzut aici. Să vedem și găsim aici. Și găsim, uite pe aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, așa. 16. 17, 18, 18 acarieni, ai fi 20, poate nu i-am numărat pe toți, 20 de acarieni au căzut în stupul unde am avut rama oarbă, să-l pun la loc și să verific alt stup. Așa, l-am așezat la loc. Scuturi și acarienii care sunt pe capacul dat. Și să verific și la un stup care nu a avut ramă oarbă.
Am scuturat și aici. Nu știu cât se vede de bine. Dar din ce și văd, precis sunt mai mult de 50. Precis să văd cum să dau camera mai aproape. Uite pe aici ea, să văd, să încerc să-i număr, așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ai mai bat și vântul, eu și bătut vântul, dar mai mult de 50 precis erau, adică în felul ăsta vreau să spun un lucru, varachetul și-a făcut treaba și totodată este și o demonstrație că rama oarbă mai sunt și aici și pe fund câțiva încă, să mai văd, vreo 10 precis sunt. Rama oarbă își face și ea la fel treaba. Cam ăsta e rezultatul după tratamentul efectuat ieri. După câte m-am uitat eu prin alți stupi, numărul de păduchi variază cam între 50 și vreo 70, cam așa ceva, în stupii unde nu am avut rame oarbe și în stupii unde am avut rame oarbe sunt cam între 20 și 30 de păduchi. Adică păduchi avem, dar folosind rama oarbă totuși se diminuează numărul lor. O să o folosesc și la anul viitor numai decât. Și sâmbăta viitoare, adică peste o săptămână de ieri, mai fac iarăși încă un tratament la tot stupii. Atunci încă mai fac și după aceea verific și păduchii au mai căzut și acarian. Și în dependență de rezultatul de săptămâna viitoare, va fi luat o hotărâre, mai fac și al treilea tratament sau nu. Acum ce să spun, s-o cam rășit și timpul. Aseară la noi, spre dimineață, o și plouat un pic, s-o răcorit. Ziua am avut cam 22 în termometri. Săptămâna aceasta este prognozat încă valori termice în jur de 25 de grade. De săptămâna viitoare, la mine în zona aici unde mă aflu eu cel puțin, este prognozat cam 9 grade ziua. De aceea trebuie să ne grăbim, să facem lucru care mai este de făcut prin stupină, să nu ne prindă frigul cu lucru nepregătit în iarnă. Și acum ce să vă spun? Nu neglijați încă o dată tratamentele și spor la treabă. O zi bună în continuare vă doresc!